Salut! Și vă zic bine ați venit pe canalul meu! Alina sunt și astăzi vin în fața voastră cu un nou proiect, proaspăt, proaspăt finalizat, scos de pe croșetă, un proiect de care sunt foarte mulțumită. Un model deosebit croșetăm astăzi, cu un efect așa special. L-am adaptat pentru reglan, este o bluză în stilul meu și vă invit să o croșetați împreună cu mine. În tutorialul de astăzi o să vedeți cum lucrăm modelul, cum adaptăm pentru uh, creșteri, cum facem scăderi, deci am să vă arăt tot, tot de ce aveți nevoie ca să puteți lucra acest proiect. În plus o să aveți detalii pentru ce mărime, cât fir, ce croșetă și în principiu cum se realizează acest model deosebit. Este unul care m-a lăsat fără cuvinte, sincer, pentru că este cu un ușor efect de dantelă, foarte ușor, în același timp nu este foarte bătut. Deci este un articol perfect pentru primăvară, ia uitați ce frumusețe, o culoare foarte plăcută, fir natural, bineînțeles, deci am mâncat-o din bumbac, eu zic că se potrivește foarte bine pentru primăvară. Și dacă vă place și sunteți curioși să știți cum se lucrează, atunci vizionați cu atenție tutorialul și lucrați împreună cu mine. Deci, începem cu un lanț de bază din 104 ochiuri pe care le unim într-un cerc și avem grijă ca acest cerc să nu se răsucească. Pentru proiectul în cauză, eu am să folosesc bumba și o croșetă de 3 mm. Și ca să fie mai pe înțeles, vă arăt mai întâi pe schemă cum am împărțit ochiurile după care deja o să trecem la model. Uitați, deci am nevoie de 100 de ochiuri ca să pot uh, crea desenul, pentru că raportul este de 2 ochiuri. Și încă patru ochiuri care sunt necesare, iată, pentru aceste patru colțuri. Da? În total voi avea 50 de motive. Și voi avea respectiv câte 15 pentru față și spate și câte 10 pentru mâinici. Bun, deci după ce am făcut lanțul de bază, am unit într-un cerc, realizez patru ochiuri de lanț și încep respectiv cu primul colț din cele patru. Da? Jeteu și tot aici unde mă aflu acum, realizez un, picior, un semipicioruș dublu. Deci am făcut patru ochiuri de lanț. Deci două ochiuri de lanț țin locul unui semipicioruș dublu și încă două ochiuri de lanț pentru separare. Asta lucrăm în colțuri. Bun, în ochiul alăturat cu croșeta, trec firul. Deci, atenție, începem desenul, cum ar fi. Este. Și trecem croșeta și prin ochiul celălalt. Am trei bucle pe croșet. Trec firul prin primele două și mai trec firul odată prin ultimele două. Vedeți? Un ochi de lanț. Vom lucra în fiecare ochi. Deci am făcut un ochi de lanț neapărat între trei elemente și trec la următorul element. Deci un element constă iată din am trecut firul prin un ochi, trec firul prin celălalt și am trei bucle. Trec firul prin primele două, după care mai trec firul prin ultimele două. Vedeți? Un noi de lanț. Neapărat, între elemente trebuie să avem câte un noi de lanț. Și, respectiv, dacă eu am început, iată, de aici, am de făcut 15 elemente din astea. Continuăm. Deci, iată, mai am de făcut încă un element al 15-lea după care o să facem următorul colț și o facem împreună. Deci un ochi de lanț ar trebui să fac după desen. Dar atenție! În fața colțului și după el nu facem ochi de lanț. Deci am luat jeteul și în ochiul imediat următor realizăm un semipicioruș dublu, două ochiuri de lanț și tot aici încă un semipicioruș dublu. Iată! Deci până la colț nu facem ochi de lanț și după el nu facem ochi de lanț. Jeteu și deja din ochiul următor, a, deci fără jeteu, din ochiul următor realizăm elementele noastre. Modelul este foarte, foarte frumos. Deci eu credeam că deja am lista de modele preferate, dar iată că a mai apărut unul. Sunt de-a dreptul uimită. Deci, uitați, așa o să continuăm până la final de rând, fiecare cu atâtea elemente de câte are nevoie. Ca să aflați de câte elemente aveți nevoie, începeți ca și mine, după care vedeți câți centimetri sunt pe o latură, ca să înțelegeți câte elemente încapă în ele, ca să puteți apoi raporta la mărimea de care aveți nevoie. Deci, așa aflăm numărul de ochiuri. Deci, eu am să, deci uitați, am început de aici împreună cu voi, am făcut primul colț. După care 15 elemente, și următorul colț. Acum am să fac 10 elemente, încă un colț, 15 elemente, încă un colț, și ultimele 10. Și ne întâlnim la final de rând. Deci, uitați, am ajuns aproape de final de rând și aveți grijă să nu se răsucească lucru, pentru că în acest rând încă s-ar putea să se răsucească. Deci, uitați, mai am de făcut ultimul element. Aici. Vă amintiți, trecem firul prin primul ochi, în al doilea și prin bucle. Un ochi de lanț ar trebui să fac după desen, dar fiindcă mă aflu aici, lângă colț, deci practic de acolo de unde am început, vom face un punct alunecat, iată, în al doilea ochi de lanț. Este. Așa am încheiat primul rând. Este cel mai important pentru că în el repartizăm acele patru colțuri repartizăm elementele și putem continua liniștite mai departe. Cum procedăm? Deci noi de fiecare dată o să ne aflăm aici, pentru că vom lucra toate rândurile pe față și cel mai corect ar fi să începem cu colțul. Voi face un punct alunecat pe sub arcada asta din două ochiuri de lanț și iarăși fac patru ochiuri de lanț jeteu și tot aici realizez un semipicioruș dublu. Iată. Am un format colțul, după care vă amintiți, noi ochiuri de lanț nu facem, dar aici deja avem creștere. Uitați. Iată. Între două elemente se vede. Avem aici parcă o linie, un singur fir. Elementele le vom lucra până la acest fir și după el. De acum încolo. Aici, lângă colț, lângă linia de reglan, vedeți, nu avem acest fir. Dar creăm elementele noastre la fel. Uitați. Deci mai întâi voi trece firul prin semipiciorușul dublu din rândul anterior, după care trec firul deja prin spațiu după el. Iată, am acele trei bucle de care am nevoie și realizez elementul. Un ochi de lanț. Iată, acel fir despre care spuneam. Deci, introduc croșeta până la acel fir și după el. Și creez elementul. Iarăși, un ochi de lanț. Vedeți? Se vede foarte bine. Cel puțin, dacă croșetați în pas cu mine, înțelegeți foarte bine despre ce vorbesc. Și creăm elementele noastre în mod normal. De acum încolo așa și vom proceda. Acest fir este indicatorul, da, dacă vreți. El ne arată foarte clar unde trebuie să lucrăm, pentru că vedeți, creăm parcă niște noduri. Și lucrăm până la liniuța asta și după ea. Deci, aici creăm elemente normale, aici creăm colțuri de fiecare dată, vom face picioruș dublu pe jumătate sau semi picioruș dublu, două ochiuri de lanț și încă un semi dublu. Până la colț și după colț nu separăm cu ochiuri de lanț. În rest, continuăm cu elementele. Și la final de rând facem punct alunecat aici, după care punct alunecat sub arcată. Deci rând de rând repetăm același lucru. Deci este situația în care acum este un model pe care noi îl putem croșeta foarte simplu, pentru că repetăm același lucru. Dar atent, cu grijă, pentru că trebuie totuși să o formăm și liniile de reglan și să creștem corect. Deci, practic, vom avea creștere aici și aici, la fiecare colț. Deci, atât proiectul meu propriu zis, la care lucrez eu. Este început la fel așa cum v-am arătat. Deci, practic, pentru mărimea S, începeți în felul în care v-am arătat eu. Deci uitați, proiectul meu este în plină desfășurare. Eu am lucrat un pic peste 16 cm și am închis linia de regla. Cum am procedat aici? Uitați, se vede colțul și încă unul. Am croșetat un element în colț, am făcut un oi de lanț și am croșetat următorul element în celălalt colț. Și deja în rândul următor se vede foarte bine, mai am în plus un element. Iată-l. Deci eu am crescut în felul ăsta. Lucrând pentru mări mai mari, aici puteți adăuga ochiuri de lanț. Deci ați ajuns la colț, ați adăugat un număr de ochiuri de lanț care să fie în corelație cu raportul modelului, de exemplu 6 ochiuri, 8 ochiuri și faceți alt element aici. În celălalt colț. Iată în felul ăsta procedați. Și deja continuăm cu croșetat în jos circular. Iarăși toate rândurile pe față. Și este aici o, o nuanță. Un moment important. Uitați. Croșetând toate rândurile pe față, normal că îmbinarea de rânduri se deplasează. De la caz la caz se poate deplasa în stânga sau în dreapta. În cazul ăsta se deplasează în stânga. Vedeți? De aceea eu recomand, pentru că și eu mă folosesc de acest truc, eu marchez îmbinarea de rânduri. Iată. Deci, practic, aici este acel loc unde eu am îmbinarea de rânduri de la început, de cum am unit aici liniile de regla. Și eu cred că mă înțelegeți despre ce vorbesc. Și iată, îmbinarea asta se deplasează și deplasați și marcatorul ca să fiți siguri că nu lucrați greșit. Pentru că ar fi păcat să faceți greșeli. Deci iată, și în felul ăsta croșetăm de fiecare dată. Și nu se schimbă nimic. Deci noi lucrăm elementele, facem un ochi de lanț neapărat și un punct alunecat, iată aici unde este marcatorul. Și la următorul rând trecem cu un ochi de lanț și respectiv lucrăm elementele. Deci, atât eu am să lucrez aici unde eu am, am, rămas și am să ajung la final de rând și am să vă arăt. Deci, uitați, eu mă apropii de final de rând. Deci, eu marchez întotdeauna ultimul element pe care l-am de făcut. Și iată, aici este acel ochi de lanț cu care am început următorul rând. Eu sper că se vede. Deci, creez elementul meu. Un ochi de lanț, și iată, vin aici. Un este acel sfârșit. Vedeți, aici nu avem un fir, avem parcă două. Dar de asemenea lucrăm deci, până la el și după el. Realizăm elementul, un ochi de lanț, și un punct alunecat în ochiul de lanț cu care am început rândul. Este. Acum, un ochi de lanț și începem rândul următor. Cu primul element și. Tot așa, pe toate. Deci, este un model extrem de frumos, și poate părea complicat pe alocuri. De ce? Pentru că totuși sunt elemente mici, și începutul și sfârșitul de rând poate nu întotdeauna să fie clar. De aceea, recomand să marcați acest spațiu, să știți foarte bine ce, ce moment ați marcat, ultimul element sau primul cu care trebuie să începeți. Și așa vă veți ghida. Și rând, rând, veți lucra aceste elemente și veți obține, ia uitați ce frumusețe am eu aici. Deci să vă zic că îmi place ar fi să, să nu zic nimic. Deci m-a lăsat acest model fără cuvinte. Deci îmi place foarte mult și vă recomand să încercați și voi. Deci eu sunt acum la mânecă. Am început-o dintr-un dintr-un colț sau puteți începe din mijloc, dar din colț este mai simplu pentru că elementele sunt pregătite. Deci, de jur împrejur am așezat elementele așa cum am făcut și până acum. Și trei rânduri am croșetat fără schimbări. În rândul 4, în rândul 6 și în rândul 8 am făcut scăderi. Totodată eu îmi marchez finalul de rând de fiecare dată ca să știu să nu mă încurc. Acum vreau să vă arăt cum se fac aceste scăderi la acest model. Deci scăderile le puteți face la final de rând, la început de rând, în mijlocul rândului nu are importanță. Deci atunci lucrăm cu voi în aceste două spații. Și aici creăm un nod. În următorul spațiu, din două segmente cum ar fi, vom crea, în mod normal, alt nod. În situația în care vrem să scădem, trecem firul prin primul spațiu. Acesta îl lăsăm nelucrat și trecem firul prin următorul spațiu. Avem trei bucle pe croșetă și realizăm un nod în mod normal, un nod de lanț. Și deja de rândul următor, aici veți avea cu un nod din ăsta mai puțin. Deci încă o dată, eu sper că se vede. Deci uitați, ar trebui să lucrăm mai departe și acest spațiu îl lăsăm liber, pentru că el aparține oarecum acestei scăderi pe care am făcut-o. Deci nu încurcați acest lucru. Iată, uitați. Aici lucrăm alt nod. Este un nod de lent. și iar, și pentru a face de exemplu o scădere, nu mai nu se fac atât de des, dar vă mai arăt încă o dată. Deci, croșeta am trecut-o prin primul spațiu, al doilea las liber și trec în al treilea spațiu, trec croșeta, realizez nodul Și atenție, acest spațiu va rămâne liber. Iată, în acest mod se fac aceste scăderi. Deci eu o mâinică deja am croșetat-o. Spuneam, am făcut aceste scăderi la început ca să îngustez din start acest spațiu, după care am croșetat până la cot, fără schimbări, după care deja de la cot am mai făcut scăderi. Deci, iată, eu am marcat, peste un rând de 4 ori. Am scăzut câte un nod din asta, după care am mers deja drept. Bordura este formată dintr-un rând din piciorușe scurte și un rând din pasuracului. Așa îmi place mie să fie la acest model. Deci, iată, în acest fel, veți putea continua să lucrați și voi mâinica, indiferent de mărimea pentru care lucrați. Amenajați elementele, și realizați scăderi ori de câte ori aveți nevoie. Doar fiți atenți, nu realizați multe scăderi într-un rând și nu în fiecare rând. Asta este regula. În rest, croșetăm la fel modelul așa cum am croșetat și până acum. Ei, iată că bluzița mea este gata, sunt foarte mulțumită de rezultat. Reamintesc că am lucrat pentru mărimea S și cu o croșetă de 3 mm. Și iată pentru varianta pe care o vedeți acum în fața voastră, am folosit 370 de grame de bumbac. Bumbacul meu a fost în bobina câte 50 de grame, echivalente cu 170 de metri. Vă dau aceste detalii ca să vă puteți uh, orienta mai ușor de cât fir veți avea nevoie pentru alte mărimi. Sper să vă placă acest model și să lucrați împreună cu mine. Toate bune vă și pe curând!